dragi cetățeni ai acestei colonii magnifice, have no fear, nu vă fie frică, căpetenia voastră a venit. Sunt eu, mai marele Puf. Domnul Eric, astăzi avem o grămadă de treabă. Cetățenii acestei colonii sunt un picuț cam nefericiți din cauza că nu au unde să trăiască, așa că astăzi o să construim o tavernă pentru ei, domnule. O tavernă. Dar înainte de toate, am un pic de treabă. După cum bine țineți minte, din episodul trecut v-am cerut sugestii de nume în secțiunea de comentarii și țin să-i mulțumesc lui Iulia și lui Dumi pentru sugestiile de nume, apreciez din suflet, însă mi-a plăcut un picuț mai mult numele pe care mi l-a ales Ioniță. Și astăzi o să redenumim colonia noastră, pe undeva pe aici trebuia să fie, nu? Parcă, uite aici, putem să dăm un edit și o să-i punem numele Haugr. Haugr. Și că în mod normal ar însemna un fel de movilă de pământ sau un deruleț sau ceva de genul ăla și mi se pare că sună destul de bine ținând cont de locul unde suntem noi situați. Suntem chiar lângă apă pe o movilă oarecum, pe un deluleț, pe o movilă de pământ, de pietriș sau ce-o fi asta. Așa că acest sătuc o să fie denumit Haugr. Haug, nu știu cum se pronunță. Nu știu cum se pronunță, sincer să fiu cu voi. Cât de curând o să facem și un, și un flag, un, cum îi spune? Un steguleț, așa, un steag. Să-i facem aici frumos un banner la colonia noastră, dar o să mai dureze o lecuță când o să am un picuț de timp să mă joc pe acolo cu culorile și cu alte chestii de genul ăsta. Până atunci, domnule Eric, după cum ziceam, o să avem nevoie astăzi să facem... ce caută aici? O să avem nevoie să facem o tavernă pentru sătenii noștri. Asta unul la mână, doi la mână, playtime rewards. Rich 20 de zile. Thank you very much, thank you very much. Astăzi ne mișcăm în direcția asta, în direcția tavernei. Vreau să facem taverna asta micuță și drăguță, fiindcă o să avem nevoie de ea pentru a ține coloniștii noștri. Și după aceea, din ce văd mai departe, putem să facem fie un fisherman's hut, fie o mină, fie un residence. Dar cred că o să vreau să mă duc pe fisherman's hut și după aceea să mă duc pe mină și pe forest hut. Astea trei mă gândesc eu că o să vreau să le fac. Nu știu dacă o să reușesc ca să le fac pe toate patru, dar încercăm. Ne dăm silința, oameni buni, nu renunțăm, suntem... Mi-a dat o floare, da bune? Pune floare aici. Nu renunțăm, suntem bărbați, suntem vikingi. Și uite așa avem și taverna noastră, mă rog, bloculețul pe care trebuie să-l plasăm pentru tavernă. Dacă căutăm aici T-A-V-R, o să vedeți că nu e chiar atât de greu de făcut. Doar un amărât de barrel, niște plank-uri și un building tool. Problema este că o să avem nevoie probabil de o grămadă de lucruri pentru a construi această tavernă, de o grămadă de materiale și între timp mi-au dat și câteva reward-uri pentru că aparent aveam să fac un barrel ca și quest. Unul la mână și doi la mână. Oh, uite, am și aici barrel ca și quest. Mulțumesc frumos de lemn, apreciez. Și aici placeable items. Stick și book. Ok, asta ne-a dat un picuț de experiență. That's nice. That's nice, nice, indeed. Și aparent ne-a dat și aici taverna. Acum tot ce trebuie să fac eu este să vedem unde o să o punem. Cât de mare este și... unde aș putea eu să o parchez? N-aș vrea să o pun aproape de apă, fiindcă aici aș vrea să vină alte chestii. Ceea ce înseamnă că m-ar interesa să fie probabil undeva pe lângă... Great Hall-ul nostru sau cum îi spune. Dar înainte de asta facem așa un click dreapta aici jos. Nu o să fie Fundamentals, nici Agriculture. O să fie... Walls, nu? Military, nu? Probabil aici o să fie Tavern. Ah, bă, uite că e la astea. Ok. Nordic Spruce, perfect. Și cât de mare ești tu, domnișoară tavernă? Cât de mare ești tu? Hai să o duc undeva mai încolo, în partea asta, așa, să o ducem încolo ca să vedem exact cât de mare e per total. O trage un picuț mai în spate. Așa, o ridicăm în aer. Ocupă destul de mult spațiu, din ce văd eu. Și în mod normal ar trebui să fie intrarea și dacă o ducem, spre exemplu, la level 3, aha, deci de asta ocupă destul de mult spațiu.
De asta ocupă așa mult spațiu. Mă gândeam să o plasez probabil undeva pe aici, dar la cât de mare îi și la cât de mare arată, măi, nu știu dacă am vreo șansă să o parchez undeva în spate la building hut-ul nostru, adică aici în zona asta. S-ar putea să trebuiască să dărâm o grămadă de copaci și să fac o grămadă de chestii pentru a plasa taverna aici. Plus că avem muntele ăsta aici, mă rog, deluleț or something aici în spate și nu știu dacă chestia respectivă o să mă avantajeze așa de tare. O să caut un plasament. O să caut un plasament la tavernă și o să revenim în momentul în care o avem gata plasată pe aici colo. Cred că am găsit locul perfect pentru taverna noastră. O să fie și destul de aproape de town hall-ul nostru, sau hai să zicem primărie. O să fie și destul de aproape de primăria noastră. O să fie și destul de aproape de portul pe care o să-l construim undeva aici în zona asta, probabiluț. Cred că merge. Adică lumea poate să vină la tavernă și din la tavernă să meargă la primărie și de la tavernă să se ducă la port și din port să vină apoi în tavernă. Deci cred că aici o să plasăm noi taverna noastră. O să dăm un click dreapta din nou chestia asta. O să-i dăm pe o bifă și în momentul de față, din ce vedem, noi ne-am luat din inventar chestiuța asta de aici și suntem aici. Suntem aici și la Build Options ar trebui să-i selectăm builderul, care o să fie Eric McGee. Și băiatul nostru ar trebui să înceapă să o construiască în momentul în care noi dăm start building. Ia să vedem de ce materiale avem nevoie totuși pentru treaba asta. 108 spruce logs, alea le avem mai mult ca sigur. Stair-uri de spruce putem să facem, o să avem nevoie de 4 paturi. Și cel mai probabil o să trebuiască să fie neapărat roșii. Ușile de spruce îs ok. Dirt, glass pane, știu că mai avem, niște cobblestone, câteva torțe, o grămadă de spruce plank-uri, niște standing barrels, adică două mai exact, și 6 bucățele de carpet negru. Ok, oak, 4 stair-uri, fix pix, alea se rezolvă fără nicio problemă. Build a building, my friend. Începe să construiești treaba aici. Eu o să fiu nevoit acum să vin cu toporașul și să mă apuc să dau jos copacii ăștia care sunt pe aici prin zonă. În teorie ar trebui să am, exact, da, ar trebui să fac mult mai repede treaba pentru că eu am, cum îi spunem, mine, ceva cu mine, nu mai știu cum îi zice la modul ăsta, dar din câte puteți să vedeți și voi, pot să dărâm tot copacul odată. Partea nasoală este că încă sunt la unelte de piatră și cred că o să mă bazez pe mina pe care o să o construim din modul ăsta de colonii pentru a-mi face rost de unelte de fier și alte chestii de genul acela. Da. Față de băiatul ăsta, eu o să dărâm mult mai repede copacii pentru că el e un picuț cam căpos și vrea să taie frunzele cu shears. Nu știu din ce cauză, dar el, lui așa îi place, aparent. Așa îi place lui și așa vrea să facă el treaba. Așa că o să-l ajut un picuț ca să facă șmecheria asta, să construiască cât mai repede, să nu-și bate capul prea tare cu dărâmatul de lucruri de pe aici și așa mai departe. Perfect, domnule. Acum că am scăpat și de copaci și l-am ajutat pe băiatul nostru, ar trebui să fie destul de ușor să se apuce de construit pe aici. Practic trebuie să mai niveleze el un picuț terenul și în rest ar trebui să fie în regulă. O să mă pun să dărâm și chestia asta de aici. Hop! What the? Oh, or crying out loud să moare dacă nu mi-o serit inima din piept. Mă, fantastic așa ceva. Creeperii ăștia. Doamne, Dumnezeule, că era să fac infart. Mă jur că era să fac infart. Ia să dărâm și copacul ăsta. Mi-am dat seama că poți să dărâm practic orice folosindu-te doar de mână. Dacă ai un item în mână, poți să dărâmi ce vrea inima ta. Și eu stăteam ca fraierul și-mi stricam, cum îi spune, uneltele. În loc să-mi folosesc uneltele pentru total alte lucruri și așa mai departe, eu stăteam și îmi stricam uneltele pe tăiat copaci, ca dacă vă vine să credeți. Asta cred că e un stup de albine, dacă nu mă înșel eu. Mai mult ca sigur. Mai mult ca sigur, de asta nici nu l-a dărâmat când am dat cu Veinmine sau FTB Ultimine, ceva de genul ăla spune la mod, nu mai știu sigur.
tot le încurc. Eu eram obișnuit cu Veimanul, dar acum vedeți voi, sunt bătrân și mai uit și eu din când în când, ai ce să faci. Ia să vedem noi de ce materiale are nevoie băiatul nostru. Zice că îi mai trebuie un lantern, 18 glass plane-uri, 6 carpete, mă rog, covoare negre, încă 3 paturi, 4 uși de sprus, 2 standing barrels, scări de sprus îi mai trebuie, sprus plank-uri și cam atâta. Ia să văd ce materiale mai am eu pe aici, prin zona asta. Mai am un picuț de fier. Trebuie să mă duc până la barcă, trebuie musai să mă duc până la barcă, să vedem dacă cumva am mai rămas cu niște, cum le spune, cu niște lână. Cred că aia m-ar interesa. În cel mai rău caz, mă gândesc, dar nu, n-am cum să fac asta, man. Uite ce frumoasă e barca, n-am cum să iau lână din barcă numai ca să fac eu chestii pe aici. Mi se pare un picuț aiurea, mi s-ar părea aiurea din partea mea. În schimb, standing barrel-urile astea, ca să nu mai consumăm noi materiale, aș putea să le iau. Mă gândesc, astea nu prea, deși ajută la decor într-un fel sau altul și din ce am văzut, nu sunt foarte greu de făcut. Tu ce mai aveai aici? Acolo nu mai avea nimic. Ok, am înțeles. Jos, ce chestii mai avem prin butoaie? Astea nu prea ne interesează așa de tare. Acolo nimic, acolo nimic, acolo 100% nimic. Aici. Mare lucru nu prea. Din coace un picuț de cobblestone și oase. Un picuț de cobblestone și oase. Fantastic. Măcar mai avem ceva mâncare. Aia e de bine. Aici ne sunt bănuții. Acolo suntem chei. Nu mai avem nimica. Paturi în schimb cred că pot să fur. Paturi în schimb, sincer să fiu cu voi, cred că pot să fur de pe aici. Carpet negru. Uite că era aici o bucată, dar numai una. Din nefericire, doar una. Astea alte n-am cum să le deschid. Aici, din câte țin eu bine minte, este gol. Ceva cameră secretă pe aici. Știi ceva? O să iau asta. Că lumina iasă destul aici, de la una singură. Nu avem nevoie de două. Și de mai multe paturi pe aici, iarăși nu cred că o să am nevoie. Pe aici am pus eu cumva, în afară de mâncare... mă gândeam că am pus la prăjit și niște sticlă, dar pare se că nu. Și atunci o să luăm astea patru, de fapt ne trebuie 3 patru roșii, nu ne trebuie 4. Dar o să le iau pe toate patru, o să drâm astea și lăsăm spațiu gol aici să nu, să nu ne încurce cu nimic, am vrut să zic. O să lăsăm așa un pic de spațiu gol. Emerald nuggets-urile le pun aici, astea o să le dăm băiatului. Și trebuie să mai strâng niște nisip de pe undeva. Probabil că o să mă bag pe aici prin apă și o să culeg niște nisip ca să mai fac rost de niște sticlă. Nu-mi trebuie chiar așa de mult. Cred că îmi trebuie doar vreo 6 bucăți. Vreo 6 bucățele de sticlă ar trebui să mă ajute și să-mi rezolve. De fapt, cred că nu. Că trebuie 18 glass pane-uri și 6 bucățele de sticlă îți dau 12, dacă bine țin eu minte. Cred că da. Cred că ăla era cazul, nu mai știu să vorbesc limba română, I swear to God. Nu știu ce se întâmplă și ce se petrece, dar nu mai știu să vorbesc limba română. Aici în inventar nu avea nimic, nu, aici e gol iarăși. Bun. Alte lucruri. Pe ordinea de zi. Uși, scări, standing barrel-uri, ziceam. Alea sunt ușor de făcut din ce am văzut. Dacă luăm niște spruce și îl transformăm în plank-uri, de care oricum o să avem nevoie, o să pot să vin aici să fac standing barrel-uri și o să-mi trebuiască fix 2 din ce am văzut eu. Uite așa. O să-i trebuiască la băiatul meu niște scări și cred că din ce am văzut îi trebuie un stack. Astea ar trebui să fie suficiente și o să avem nevoie de niște uși. Bada bim, bada bum, avem și uși. Și uși, ăsta. Ia să ne uităm aici. Oak stairs, mai trebuie 4 plank-uri de sprus, o grămadă, deși astea poate să și le facă singur, pentru că l-am învățat o rețetă. Dacă bine țin eu minte, dăm un click dreapta aici și dăm pe manage, nu manage workers, aici, la crafting recipes, știe singur cum să-și facă rețetele de sprus plank-uri sau de crafting table-uri în cazul în care are nevoie. Tot ce trebuie să mai facem noi acum este să îi facem, uite așa, niște bețe. Și să facem niște fensuri care cred că se fac așa. Da. Bun. Hai să facem câteva fensuri să aibă acolo băiatul nostru să nu-și mai bată cap cu ele.
îi aruncăm fansurile aici. Cum stăm? Oak stairs și mai trebuie glass panel-uri și black carpet. Ah, trebuie să mergem să facem rost de lână, că din câte știu eu pe aici, prin cufere, uitându-mă așa cu ochii mei dibaci și agili, nu am văzut nici măcar o bucățică de lână. Avem ăsta de bizon, care e foarte fain, dar ăla nu ne ajută cu absolutamente nimic. Hai să mai fac niște bețe. Îi aruncăm aici în inventar toate astea și oak plank-uri. Cred că ar trebui să avem lemn de oak pe aici. Bine, uite. Oak plank-uri, nu știu sigur de câte o să am nevoie pentru 4 scări. Asta ar fi fix 4 scări. Ca să vezi și să nu crezi. Ca să vezi și să nu crezi, incredibil așa ceva. Și acum tot ce trebuie să mai fac este să strâng niște nisip și să caut niște oițe pe care să le tund. Cred că pe aici, pe undeva, i-am lăsat eu, sau dacă nu aici, o foarfecă din cupru. Eu așa țin minte că trebuia să existe undeva pe undeva. M-am plimbat o tură bună prin pădurile astea și n-am dat de nici măcar o oaie. Incredibil. Nu vine să cred că n-am dat de nici măcar o oaie. Dar partea bună este că am găsit din nou căsuța oamenilor ăia ce stau în partea aia. Erau doi oameni pe care i-am găsit în episodul trecut. Și partea și mai bună este că nu mai știu sigur dacă dintr-un quest sau am furat de la gușterea ce erau acolo săpunul ăsta și putem să decolorăm. No way. No way. Nu vine să cred. S-O-A. Cum faci săpunul? Soap block. Cum faci săpun? Îți trebuie apă, carne de porc și ash. Nu-mi vine să cred că o bucățică de săpun îmi spală o singură. Mamă, și ce fericit eram. Ce fericit eram că pot să decolorez tot carpetul ăsta și pot să-l fac în carpet negru. Și uite-te și tu ce țeapă mi-a luat. Nu-mi vine să cred. Am mai fost și la furat un picuț pe aici pe acolo și am găsit niște chestiuțe. Am un pic de string. Băi, aș putea oare să fac 3 bucăți de lână și ăsta îți dă 3 carpeturi? Îți doar 4 și mie îmi trebuie... Cât îmi trebuie? Îmi trebuie 6. Of, Doamne! Of, Doamne, cât de greu e câteodată când n-ai nimic ca la tine, ești în curgul. Sau aș putea să stau noaptea asta și să mă bat cu paianjeni? Ar fi oare o idee? După aceea treaba este în felul următor. Găsesc eu pe aici, am și văzut-o deja, pe tine vin, așteaptă-mă. Așteaptă-mă că vin să te întâmpin. Am găsit o caracatiță, perfect, excelent. De când îmi doream eu să găsesc caracatița asta, căreia să-i umflu una în freză și să fac rost de... Serios? Și nu mi-o dat... Nu vine să cred. Ești la suprafață, că mor, pufule. Nu vine să cred că nu mi-a dat cerneală. Băi, dă și mie niște cerneală să fac rost de niște colorant negru. Zic și eu. Wow, ce viteză a luat. He, te prind, te prind. Vin înapoi. aceeași chestie. Bă, cam-i-aș picioarele. Și cum fac rost de cerneală neagră atunci dacă toți ăștia îmi dau... Da. Black dye. Cum facem rost de black dye? Din charcoal, pe bune. A, și din ink sac-uri. Dar putem să facem rost și din charcoal? Păi perfect, că eu am charcoal. E excelent. Tot ce mă interesează acum este să găsesc paianjen. Practic îmi trebuie paianjen ca să găsesc cață și să pot să fac rost de carpeturile respective. Și acum când eu caut paianjen, uite-te că nu spawnează nici măcar unul. Vine un zombie periculos la mine cu un băț în mână. Ia de aici, prietene, bătăiță, hați, hați, auleu. Plutesc cumva și nu-mi dau eu seama? Nu văd nimic, sunt orbit, ce se întâmplă? Ajutor! Help me! Gata, văd acum. Ha! Zombalău magicianu. Ăla cred că trebuie să... Nu ăla micu. Orice nu ăla micu, nu-l vrea. Bine, coace.
Uită-te la el, mă, fratele meu, ce viteză avea și avea și poțiuni de... de sprint, să fugă mai repede și... Tu mor un pic. Și dați-mi, vă rog eu frumos, totuși, niște paianjeni, man, paianjeni. Nu vreau creeperi, nu vreau scheleți, nu vreau zombie, vreau niște paianjeni. Câțiva, așa, vreo 2-3, cât să pot să-mi fac și un pic de lână. Bine că n-a trebuit să vin până în Cuca Măcăi ca să găsesc niște oi. Mi-au dat mobii ăștia pe care am bătut de toate și am mai și murit odată. Doar așa, ca să fie treaba amuzantă, s-a venit un copchiluz din ăla de zombie și mi-o cam făcut felul. Era îmbrăcat total în armură și în chestii de genul ăsta și avea și sabie înceantată și chestii la el și mi-o dat o bucată și am fost cu roatele în sus. Nici n-au avut practic nicio șansă, dacă mă întrebați pe mine. Linea Albert, hello? Hello, bună ziua? Ai ceva prin furnale? Ai ceva de furat? Am venit la golii de chesturi. Apare nimica. Dar bănuiesc că pe ăștia pot să-i angajez dacă le dau lucrurile de care au nevoie, cum ar fi mâncare sau arme sau alte chestii de genul ăla. Probabil că aș putea să-i angajez și să facă parte din colonia noastră. Și uite că acum măcar am găsit fix ce ne trebuia. Și avem 6. Care urlă în halul ăla? Fix 6 carpeturi negre ne trebuie. Fix 6 și am încă 5 bucățele de lână. Băi, tu faci așa urât, mă? Oaia aia neagră face așa urât, incredibil. Tu făceai așa urât. Aolio, Tasmanian Devil, Jesus. Am și uitat de pe Parasitir că există asemenea bidigani. Uite, două vulpi, una acolo și una acolo. Ce drăguț. Tot ce trebuie să fac acum este să mă întorc înapoi acasă. Și pe drumul meu spre casă, din nefericire, există niște campuri de, cum le spune, de pillageri. Și la unul dintre ele s-au spawnat niște Johnny și m-au fugărit un picuț cu toporul și... nu știu sigur cât de sigur o să fie drumul înapoi spre casă. Bine, am și încercat să le fur din chesturi, adevărul este că și atunci înțeleg într-un fel sau altul ostilitatea lor, dar totuși. Totuși, hai să fim serioși, de ce vă luați așa de oameni random pe stradă? Și cu asta, domnule, ar trebui să ai toate materialele necesare pentru a construi taverna. Nu-i mai lipsește absolut nimic. Aparent m-am încurcat în matematică și 6 bucăți de nisip îți dă 6 bucăți de sticlă și cele 6 bucăți de sticlă îți dau 16 glasspenuri. În momentul în care craftez glasspenurile respective, acum problemuța mea este că nu prea mai am eu loc pe aici. De fapt, aș putea să pun aici din câteva. Da, astea. Restul nu prea mai am unde să le pun. Probabil că aș putea să iau chestia asta și să fac invalid placement. Racks must be placed directly connected to a controller. Deci n-au treabă cu... am înțeles. N-au treabă cu Minecraft-ul vanilla sau să le plasez pe jos ca și în Minecraft-ul normal. Bun, ia să vedem pe aici unde. Nu aici, aici. Aici avem niște quest-uri. La Hostile World l-am găsit pe diavolul tasmanian și avem bănuți de clemuit. Dincoace Meteor Fight am bătut 15 zombie, ceea ce înseamnă că pe undeva pe aici ar trebui să uite aici. Uite aici, ar trebui să obținem chestiile astea. Bine, ne zice că sunt opționale treburile astea, dar inevitabil o să ne batem cu zombi și cu scheleți și cu creeper și așa mai departe. Și spider, slime. Să spar 25 de spawnere. Ok, nu știu dacă o să fim chiar atât de aventuroși în călătoria noastră în acest modpack, dar nu se știe niciodată. Și mai am pe undeva vreun quest pe care ar trebui să-l claimuiesc, bănuiesc că nu. Avem copper coins, avem 4 deja, ok, și una de iron. Încet, încet, cu treaba bună, ne îndreptăm într-o direcție potrivită. Cu astea, sigur, nu știu ce faci. Couple of coins. Și cu couple of coins faci stack of coins. Și cu stack of coins faci pile of coins. Și cu pile of coins faci dozen of coins. Și cu dozen of coins faci... nimic, faci pile of coins. Nu știu dacă le poți folosi la ceva pe astea totuși. Chestia aia mă frapează un picuț.
Dacă ne le dăm numai așa degeaba și nu putem să le folosim la absolut nimica, well, parcă nu prea au sensul. Băiatul meu, cum se descurcă cu construcția aia, să vedem. Cum te descurci, domnule? Ce ai făcut până acum? Oh, păi ești binișor deja, ia te uită. Avem aici 4 dormitoare. Pf, stas. 4 dormitoare, domnule, și încă se construiește și cât de curând. Practic noi avem, cred că, 4 săteni, dacă nu mă înșel eu, momentan. Nu știu dacă avem, cred că 2 bărbați și 2 femei. Ceea ce e ok. Ei, se pot întemeia familii pe aici. Nu zic nu. Eu dorm oriunde, eu n-am nevoie de n-am nevoie de o căsuță. Și cred că ăștia 4 poate să stea aici deocamdată, până în momentul în care o să putem să le facem căsuțe, bineînțeles. Aoleu, cum arată chestia asta. Mi-ar fi plăcut ca totuși construcțiile să fie cumva făcute după teren, nu să aibă o zonă care să trebuiască aplatizată. Dar, asta este acum, nu putem să cerem nici noi foarte, foarte multe de la developerii unui mod. Artificii și alte chestii și casa noastră este gata. Într-un final, domnule! Bravo! Domnul Eric McGee, te felicit! Te felicit, bravo, felicitări, felicitări! Manage housing, perfect! Fiecare și-o lua câte o cameră. Extraordinar, extraordinar! Fiecare și-o lua câte o cameră, e perfect, e excelent! Toți sunt în casele lor acum. Ar trebui să fie o lecuță mai happy, cred eu. Sau, stai un picuț. Emerson travels around a lot. A stranger once said... Stai, ce? Măi, tu ești venită cumva nouă la noi în colonie și nu-mi dau eu seama sau... Wait a second. Stai așa numai un picuț. Manage housing. Avem Eric, care e prietenul nostru. Easton, parcă era tot de-a nostru. Kelly L. Avem cumva un sătean în plus care a venit de pe undeva și a luat direct o cameră acolo. În mod normal, toată lumea din colonie ar trebui să aibă... Al colonists are tucked into bed. Ah, super! Deci înseamnă că fiecare și-a luat câte o cameră. Perfect. Deci dacă ne uităm aici la colonia noastră și ne uităm, avem... Da, perfect. Avem exact 4 oameni. Easton, Eric, Kelly și Filipa. Ăștia 4 care ar trebui să fie în regulă. În momentul de față avem fericirea 4,9, zice aici, deci ar trebui să fie cât de cât decent, mă gândesc eu. Ce ar trebui să mai facem acum ar fi să le dăm joburi oamenilor. Deci au unde să stea, câtuși de cât. O să ne țină taverna asta o perioadă, dar... Aia nu-i de noastră? Ia stai așa un picuț. Deci Eric, Easton, deci tu practic ești călător clandestin. Cum a apărut taverna noastră? Cum s-o trezi și domnișoara să apară pe aici prin zonă? Acum o să profit de faptul că oamenii mei dorm și cât timp oamenii mei dorm, o să mă duc eu frumușel aici și o să vreau să fac chestiile următoare. O să vreau să iau niște... ață, pe care în teorie ar trebui să o am pe aici, dar cred că nu mai am. Pot să fac ață din... Cum pot să fac string? S-T-R... String, my friend, string. De string am nevoie. Deci pot să fac string din cloth. Ok. Sau putem să prindem string cu un fisherman. Bun. Putem să mai prindem string dacă facem o schemuță din asta. Așa. Horse armor, lână, ok, printr-un crusher, dar nu avem momentan un crusher. Putem să facem rost de o bucată de string dacă băgăm niște lână în chestia asta. Ok. Ce mai avem pe aici? Și cred că cam atâta ar fi. Deci practic știu că am niște cloth în partea asta alaltă, unde avem noi bărcuța. Aș vrea să iau niște cloth, să fac rost de niște string și după ce fac rost de stringul respectiv, să-l pun pe prietenul nostru să construiască un... Ce cu tine, mă, băiatule? Să construiască un fishing hut. Dăm cu toporul. Păi suntem vikingi sau nu mai suntem? Ce facem aici? Ia de aici bucată, prietene. Mulțumesc frumos, ești un dulce.
Și am făcut și level 35 din toate quest-urile și din toate nebunile pe care le-am bătut pe aici. Unde aici trebuia să mă duc? Jos în partea și în direcția aceasta. Măi, o să pun toate lucrurile random undeva într-un chest. Nu o să mă intereseze prea tare de treburile astea. O să mai iau de aici mâncare, pentru că o să am nevoie. Și ziceam că mă interesează un plicuț de cloth. Cloth care, ups, știam că îl am pe aici pe undeva. Uite aici, am chiar 6 bucăți și o bucățică de string. Perfect. Avem stringul necesar. N-am vrut, îmi pare rău. Asta este. Când umbli cu toporul în mână, se mai întâmplă chestii de genul ăsta și strici infrastructura bărcii. Pac, a viking și direct i-am sărit în cap. Ești nebun. Da, ăla micu. Nu, sau, ăsta e un zombie normal, doar că e cu speed. Are backpack. Zi, te rog frumos că dropezi backpack-ul ăla. Zi că ești un băiat de treabă și de gașcă și... Dropezi backpack-ul sau nu? Trist. Tristuț. Dacă mă întrebați pe mine. Acum nu prea aș vrea să mai iau la încăierare cu scheleții, așa că o să tragem un pui de somn aici pe malul oceanului. Ăla e. Perfect. S-a făcut și zi. Am o grămadă de pachete din alea și habar nu am ce naiba o să fac cu ele, sincer. Nu știu ce o să fac cu ele. Dar uite că n-a reușit să profit de treaba asta cu noaptea și băieții mei s-au trezit acum și ei și sunt happy și fericiți pe aici. Ziceam că am nevoie de bețe, 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 bețe. O să iau niște lemn de aici. Uite așa, o să iau asta 15 bucăți de lemn. Facem din ele plencuri. Facem și niște bețe. O să facem prima și prima dată o singură undiță și o să facem un târnăcop de lemn. Uite așa. Bam. Și acum dăm click aici, facem treaba asta. Avem mina și dăm click aici și facem treaba asta și o să avem și fisherman hat-ul sau ce-o fi el. Pe tine te punem acolo, fisherman hat-ul luăm cu noi, le scoatem pe astea de aici, dăm claim aici la chestiile astea. Ia uite, pam, 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 mamă. Mamă. Și aici. Pam, 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 pam. Dăm claim și la treburile astea. Și mai avem și altele. Fish and Farm. Oh, ok. Avem un reward și de aici. Superb. Ce-mi place să primez reward-ul, sincer. Chiar îmi place. Și Fisherman's Hat-ul ăsta ar trebui să-l punem probabiluț că undeva pe aici. Și mă gândesc că dau un click dreapta pe asta. Fundamentals. Forester's Hut, Mine Town Hall, nu e aici. Agriculture atunci? Nu. Craftsmanship sigur nu e aici. Education n-are cum să fie la Education. Păi și atunci unde e Fisherman's Hut-ul? O să trebuiască să-l pun doar pur și simplu pe jos. Mine Colony-ul ăsta parcă nu era chiar așa de complex înainte să-ți bagi piciorul. Adică uite-te și tu. Trebuie să dăm la Agriculture. Și de aici avem trei chestii care sunt diferite față de cum arată Asia de aici. Ceea ce înseamnă că noi putem să dăm click pe una dintre astea. Și Fisherman Hat-ul sau Fisher's Hat-ul se află fix aici. Băgați-ai piciorul să-ți bagi astăzi. Doamne Dumnezeule. Mamă, dar cât de mare ești, prietene. Întrebarea mea este următoarea. Trebuie să te pun pe tine... în apă sau trebuie să te pun... Aparent, cred că trebuie să-l pun în apă. Oare să-l punem în partea asta? Îl punem aici în partea asta și-l facem să fie cât mai în apă cu putință. Stai așa. Vină încoace. Vină încoace. Du-te un pic mai încolo. Vină încoace. Și practic, din ce văd eu, avem pământ până aici în zona asta. Aici putem să te aducem atât încoace. 1, 2... Și dacă ne uităm noi bine, cred că ar trebui să fie perfect așa. Acum să văd în partea asta altă. În partea asta altă, din păcate, da, în partea asta, din păcate, stă cam plutește. Și atunci trebuie să-l dăm mai în spate un picuț, ceva de genul probabil, ca să văd și unde pot să fac și cum pot să fac în așa fel încât să fie, să nu se lucreze nici prea mult la teren. Dar aici cred că ar fi perfect, că putem să venim cu un drum pe acolo și pe aici și să venim fix aici la poartă. Da, ar fi genial treaba asta.
Și atunci, în partea asta, trebuie să mă uit să avem totuși pământ aici, în zona unde îi prins cu chestia respectivă. Și trebuie să-l dăm cu una mai jos, cred. Ceva de genul ăsta. Probabiluț. Și poate una mai în spate. Cred că ceva de genul ăsta ar fi ok, zic eu, părerea mea. Ar trebui să arate bine. Și acum dacă fac un ok, perfect, s-o plasa băiatul nostru aici. O să dăm un click dreapta pe el. O să dăm pe Build Options. Și s-ar putea ca toate astea să le avem deja. Toate lucrurile care le vedem noi aici să le avem deja. Nu pare să-i trebuiască foarte multe chestii la builderul nostru. Îi dăm Build Building. Băiatul nostru o să se ocupe de treaba asta, dar trebuie să mă arunc și eu în pat înainte ca să poată să se trezească și băieții noștri. Bam! Tragem un pui de somn. Toată lumea sus, în picioare. Avem aici o comoară. Bam! Ce ne-a dat? O hârtie. Bă, bune. Serios? Serios acum? Ok, din ăsta am primit oak planks și din ăsta ar trebui să primim 8 mere. Fai de capul și de zilele mele. 8 mere. Voi vă dați seama ce putem noi să facem cu 8 mere? Nici măcar o plăcintă. Bun, nu avem copaci de tăiat. Aia e bine. Astea le-am luat eu deja. Omul nostru o să trebuiască să vină pe aici, cred că numai să dărâme niște pietre. Și după aceea ar trebui încet, încet, în teorie, să se apuce de construit. Sper eu din toată inima. Da, uite-le, că deja zboară. Îi rachetă, băiatul. Dă-i înainte! Haide! Pune-o să la treabă. Builder's plan. Ne mai trebuie cobblestone stairs, niște spruce stairs, niște torțe care probabil o să pot să le fac foarte lejer și foarte rapid, spruce planks care poate să-și facă singur. Cred că doar astea o să trebuiască noi să le ducem și astea. Deci, în principiu, nu avem de îi dus foarte multe materiale și o să-l rezolvăm pe băiatul nostru. Să mor tu că s-apucă de... Bă, prietene, Iorji, nu te apuca de tea, lasă copacul în pace, dă-i, gata, l-am rezolvat, e ok. Așa, perfect, apucă-te tu de dărâmat acolo, lasă mie copacul, nu mi-te lega de el, că o să trebuiască să dărâm și copacul ăsta, probabil. Sau frunzele? Da, frunzele o să le dărâm. Ce om, au văzut niște frunze în direcția asta și nu i-a plăcut. Jesus Christ! Domnule Eric, merge treaba, merge, vă mișcați cu o viteză mirobolantă și mirifică, aș putea să adaug, dacă mi se permite. Doamne, doamne, uite-te cu ce viteză și ce manevrabilitate pune el acolo slaburile. El e jos, le pune acolo. Are mână lungă, așa, meșterii ăștia sunt cu mână lungă, n-ai ce să le spui. Încă un picuț și termină cu pescăria și după aceea cred că o să mă pun eu să punem și mina pe undeva. Trebuie numai să văd cât de mare îi și cam unde aș putea să adaug. Între timp m-am gândit că din moment ce avem aici taverna și destul de aproape de, căsuța pescarului, am putea să facem un drum de aici încolo către căsuța pescarului. Uite așa frumos, care să reconecteze între ele. Bine, prima și prima dată o să trebuiască să fac și niște terraforming pe aici înainte să mă apuc de... plasa drumul și una și alta. După care de aici am putea să venim cu un drum încoace printre astea două, adică printre, nu știu cum zice, primăria noastră, hai să zicem primărie de acum acolo, și printre builder hut-ul nostru am putea să venim cu un drum în jos, să mergem încoace în partea asta și cumva să-l curbăm aici și să ne conectăm la drumul celălalt, așa pe lângă căsuțele astea. După care, poate că aici poate am putea să punem o casă, o rezidență sau ceva. Sau, cine știe, poate chiar un restaurant, dar cred că ăla e mare din câte mi-amintesc eu. Restaurantul e destul de mărișor. Și trebuie să văd cam pe unde am putea să punem căsuțele. Dar prima și prima dată vreau să le ofer facilități oamenilor pe care am. Adică am 4 oameni, builder hut-ul avem, deci avem unul din cei 4 care muncesc. Acum o să avem chestia asta cu fisherman hut sau cum doamne spune. Casa pescarului, o să-i zicem de acum acolo, bineînțeles. Și aici o să avem încă unul, deci o să avem 2 din 4 oameni care muncesc. Ho-ho! Hello și mulțumesc frumos, domnule, bravo, te felicit. Ai terminat căsuța. Da, aici o să trebuiască neapărat terraforming la chestiile astea. Și vreau să mai punem, după cum ziceam, ăsta de miner, ceea ce înseamnă că o să avem 3 oameni din 4 care muncesc. Și dacă ne uităm noi aici la colonie... Ia să vedem ce mai avem. Avem warehouse,
avem Forester's Hut. Mai nici asta n-ar fi o idee rea. Guard Tower. Da, numai o să ne mai trebuiască oameni dacă vreau să pun Guard Tower. Fiindcă aș putea să pun un Guard Tower pe aici, pe undeva, și pe unul dintre cei patru să-l angajez la turn. Probabil că ar fi o idee destul de bunicică. Dar, înainte să ajungem în direcțiile alea și să ne gândim la chestiile astea, oricum trebuie să gândesc cu câteva mișcări înainte ca să mă organizez tot sătucul. Se pare că doamna Kelly este pescărița satului. Ce zipsește? Ok, am înțeles, perfect. O să dau click aici, inventory, avem 3 bețe. 3 undițe. Îți curios cum o să pescuiască? Tu, tinere, Kyson. Ok. Kyson Harris likes to wander around. Bine, nu am 7 diamante să-ți dau, prietene, ca să te înrolez în academia noastră. Oh, ce tare, chiar să vede și cum pescuiește. Cam nasol că e să vede încă chestia aia de acolo, ceea ce e un pic dubios. But, ok. O să prindă pești, avem un pescar, excelent, domnule Iohannis, excelent. Tot ce trebuie să fac acum este să caut o zonă unde să punem noi mining outpost-ul ăsta nostru. Și o să mă duc cu asta în mână ca să văd cam pe unde avem noi delimitată zona. Ok, în partea asta, încoace, așa. Aș putea oare să-l pun cumva aici? Ar arăta destul de bine, hai să vedem cum arată. Ne interesează ăla de minerit și ăla o să trebuiască să fie la craftsmanship pe undeva pe aici și probabil la masonry. Stone smeltery, sifter, bla bla bla, nu. Carpentry? Nu. Unde, doamne, ar trebui? Infrastructură? Mineshafts. Nu e la mineshafts. Roads, fields, bla bla bla, nu e aici. Decorations, nu, dar aici cred că ar trebui să fie. Metallurgy, luxury. Alchemist, bakery, whatever, nu. Mystic, militar, infrastructură, fundamentals, aici, uite, ai, mina. Avem mina, domnule, avem mina. Cât de mare e mina noastră? Mă, băiatul, ocupă ceva loc. Ocupă ceva loc, ceea ce înseamnă că nu pot să o bag aici. Ia, tu ești de level 5 sau ești de... Oh, nu, de level 5 o să fie așa. Asta e mina, sigur. Sau am pus altă clădire, că nu pot să-mi dau seama. Da, uite, e chiar în mina. What the heck? Gata, măi, băieți și fete, m-am decis unde o să vină mina. O să vin aici, pentru că sunt ferm convins că o să încapă și când o să fie de nivelul 5, din ce pot eu să văd aici. Într-adevăr, o să tai un picuț din dealul ăsta sau munte, ce-o fi el, dar se poate terraformiza. Nu se pune problema, se poate terraformiza. Uită-te și tu, avem o vulpe ce doarme acolo sub copac. Așa că o să-i dau să fie de level 1. La asta, din ce văd, cred că o să-mi trebuiască multe resurse și în special piatră. Piatră prăjită și tot felul de nebunii de genul ăla. Aici iarăși se poate terraformiza în zona asta, din ce pot eu să văd. Așa că o să-i dăm aici să o placeze băiatul nostru și... Acum trebuie să mă apuc să dărâm copaci. Toți copacii care sunt pe zona asta o să trebuiască să îi dărâm. Uite așa frumos. Tu jos, tu jos și ce mai avem aici? Te mai avem și pe tine. O să te cazi și tu jos. O să te cazi jos. Și pe tine trebuie să te dărâmăm de aici. Ce bine că nu trebuie să sparg lemnul cu toporul neapărat și pot să sparg cu orice altă chestie pe care o am eu în mână. E genial. Îmi place la nebunie chestia aia. Bun, trebuie să-l dărâmăm pe ăsta și pe tine și probabil și pe tine. Că din ce văd eu... Intri un picuț în zona noastră cu frunzele și aparent nu le place băieților faptul că intri cu frunzele un picuț în zona noastră. Aici trebuie să facem un picuț de decorațiune de genul ăsta ca să fie treaba și să dispară frunzele, să nu stea aiurea în aer. Perfect. După care băiatul nostru cred că o să se apuce pe aici de dărâmat flori și alte chestii, which is gonna be good. Cam nasol pentru cine o să lucreze la mină că o să aibă un picuț de urcat. Da, la un moment dat, după cum ziceam, o să-i facem noi niște scări, nu se pune problema. Măi, băiețaș, am uitat să fac treaba asta. Ok, click dreapta. Build options, builder, prietenul nostru Eric McGee. Ne trebuie cobblestone wall, cobblestone stairs, cobblestone slab, cobblestone normal, dirt, white glass pane-uri, spruce și ne trebuie stone bricks. Da, e bun, ok, e ok. O să
mă duc să strâng niște piatre imediat și se rezolvă toată problema, nu e niciun bai, e chiar ok. Mergem aici și ne urcăm așa frumos, dărâmăm copacul de mai de sus, că din ce am văzut, venmanul ăsta, sau cum doamne o spune, are o limită. Și dacă mă pun de jos să dărâm tot copacul, nu o să-mi ia... Exact ce ziceam. Uite și tu. Uită-te și tu unde mi-a lăsat blocul, frate. Incredibil așa ceva. Pe tine te dărâmăm cu ăsta. Să-mi explice și mie cineva cum se face că clădirea asta pentru mine arată cel mai bine dintre toate. Cum, doamne? I-am greșit eu stilul, oare? Am pus eu alt stil? Noi suntem pe Nordic Spruce. Și dacă mă duc, unde, doamne, era? La fundamental și pun mine-ul, arată exact la fel. Bă, cum, doamne, iartă-mă? Deci, cum se există ca dintre toate clădirile pe care le-am făcut până acum în stilul ăsta nordic, asta pentru mine e... I don't know. Mi se pare că e cea mai interesantă. Deși, parcă se duce un pic mai degrabă într-un stil medieval decât nordic. I mean... Dacă ne uităm și noi la restul și ne uităm și la asta... More or less... Da, merge. Cât mai de lucru, domnule Eric? Never mind. Never mind, a terminat băiatul nostru clădirea deja. Vreau să văd unde Dumnezeu e, că nu știam pe unde se află. A, e ascuns aici, am înțeles. Ești în groapă. Ia să vedem noi pe cine o angajat aici. Manage workers... Păi, minor one. A, putem să angajăm mai mulți? Ah, ok. Da, nu am cum să... Stai un picuț. Avem doi mineri? Sau... A, nu, aici mi-arată cine are employed. Perfect. Mă gândeam totuși că o să trebuiască să fie... Chiar dacă, sincer să fiu cu voi, pe acolo, pe la vikingi, nu se prea făcea mare diferență, să zicem așa, între bărbați și femei. Fiecare și femeile și bărbații mergeau la război. Și femeile și bărbații făceau munca grea și așa mai departe, m-aș fi bucurat totuși în mine să băgăm un bărbat, nu să băgăm o femeie, că... Da, dacă pică o stâncă pe ea sau ceva de genul, o piatră, un bolovan, nu-i tocmai ok. La minele astea, dacă ține-o bine minte, o să avem nevoie de scări. Scări pe care ar trebui să le am undeva pe aici, cel mai probabil. Da, uite, aici am pus o grămadă de scări, o să-i ducem 60 de scări la prietenul și tovarășul nostru. Și de început o să-i dăm 3 târnăcoape, ar trebui să-i fie suficiente. Deci dacă fac eu treaba asta și asta, bam, avem 3 târnăcoape, avem și niște scări și nu știu sigur dacă o să aibă nevoie de torțe, dar bănuiesc o să mă mai informeze el în cazul în care o să mai aibă nevoie de niște lucruri. Ia să-i plasăm noi aici toate astea, pac, 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 pac și pac. Bun, ar trebui acum să poți să-ți iei de acolo târnăciopul. Nu ne interesează asta cu guardul. Needs între 1 și 32 cobblestone to continue working. Da, deci îți trebuie și cobblestone. Mai am oare cobblestone aici jos? Cred că o să mă plictisez de drumul ăsta pe care trebuie să-l fac până la până la builder's hut și înapoi la mină. E un pic cam lung. Cobblestone pe aici mai avem pe undeva. Aici în mod normal n-ar trebui să fie decât lemn, frunze și alte chestii de genul. Și cobblestone ar trebui în teorie să fie aici. Uite aici. Cât eu zis că îi trebuie? 30 și ceva sau 40 și ceva, că nu mai țin minte. Am uitat de la mână până la gură, dacă vă vine să credeți sau nu. Ok, și aici, mai avem și aici 24 cobblestone. O să luăm tot cobblestone-ul și o să-l ducem la prietenul nostru aici sus. Și o să-l lăsăm să-și facă treaba în continuare. De fapt, stai așa. Prima și prima dată. Torțe. Avem torțe. Mai avem torțe aici. Rămase torțe. Mai avem 14. Eu am 35. Mai am niște coal la mine. Hai să luăm niște lemn de aici ca să facem torțe în caz de ceva. Aia cred că ar fi o idee destul de bună. Să nu trebuiască să mai fac încă un drum până acolo sus, că o să și mor dacă trebuie să mai fac încă o dată chestia respectivă. Prietene, nu știu la ce trebuie ție, sincer să fiu cu tine. Cobblestone, but there you have it. Ia, ce mai dorești acum? I need... Între 1 și 32 cobblestone. Ai deja cobblestone. Poate că nu l-ai în inventar, dar l-ai acolo. You good? All is good? Ia, ce zice? Scări. Măi, ești dobitoc? Aveai scări aici.
What's going on? Ah, ok. Și-o luat și scările. Ar trebui să fie în regulă. Torțe? If you say so. Îi trebuie și un shovel. Băi, nu-mi vine să cred. O mai lăsat cobblestone? Nu mai lăsat cobblestone, o lua pe tot. Dă-mă și mie niște cobblestone, nu fii mârlan. Mârlane. Dă-mi două, trei bucăți de cobblestone să-ți fac naibii și trei lopeți, să le ai și pe alea. Jesus Christ, dar câte lucruri trebuie la omul ăsta, nu vine să cred. Ia să facem asta așa, așa. Bam, bețe, perfect. Un, doi și trei. Avem și trei shovel-uri și... Hai să facem și treaba asta cu cărbunele, să-i facem la mârlanul ăsta torțe, ca să aibă. Îi punem și torțele, uite aici, bam, 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 și punem un stack de cărbune, de torțe acolo și un stack de torțe îl punem noi în inventar. Na, poftim, joacă pe asta, să vedem. Îți mai trebuie ceva acum? Sau ești gata și pregătit de acțiune? Atât! Și-o lua gozdanul, am vrut să zic. Și-o lua gozdanul și-o plecat la treabă. Dar problema e că vine noaptea. Am înțeles. Cât de drăguț. Cât de freaking drăguț. Acum că am terminat și cu Fisherman Hut-ul, căsuța pescarului practic, și am făcut și mina, suntem perfect ok. Avem o sursă de mâncare și o să avem și o sursă de piatră și alte minereuri pentru sătenii noștri și pentru colonia noastră. Așa că, dragii mei, după atâtea zile istovitoare în Minecraft de muncă, o să ne luăm și noi rămas bun. Vă mulțumesc din suflet pentru că ați vizionat acest episod și ați fost alături de mine. Ce să vă mai urez eu? Să aveți o săptămână minunată. Pe sâmbătă o să vină un episod, nu din Mindtopia, dintr-o altă serie pe care sunt sigur că ați așteptat-o de mult. Și noi o să ne vedem pe atunci. Până atunci, să aveți mare grijă de voi. V-am pupat!